Viața ne pune de multe ori în situația de a ne descurca singuri în situații limită. Cel mai indicat ar fi ca până la sosirea echipajelor specializate să fim noi cei care acordăm primul ajutor. Pentru acest lucru însă fiecare ar trebui să știe câteva reguli elementare de salvare. Din anul 2016 până în anul 2018 am reușit să pregătim 30 de voluntari în domeniul acordării primului ajutor și a modului de a reacționa în diferite situații de urgență. Din aceștia, aproximativ 10 voluntari își desfășoară încă activitatea în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, parcurgând cele 240 de ore de voluntariat în cadrul subunităților de intervenție. În ultimii ani, tot mai mulți teleormăneni au înțeles importanța înscrierii într-un program de voluntariat. Oamenii așteaptă chiar să prindă un loc în program, pentru că numărul de locuri într-o serie de curs este limitat. Îți poți ajuta semenii pe stradă, poți pentru tine, poate avea nevoie cineva din familie, și de ce să nu înveți, este o experiență nouă. Poți acorda primul ajutor până sosește echipaj specializat în domeniu. Cursul de prim ajutor are o parte teoretică și una practică. Formatorii în cadrul programului sunt angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Teleorman. Și începem cu 5 compresiuni toracice pe linia media mamă-nucleară, dar 1, 2, 3, 4, prin tot asemenea, da? Pe parcursul a mai puțin de 2 ani de când programul de voluntariat a luat naștere în Teleorman, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au reușit să formeze mai mulți voluntari în domeniul acordării primului ajutor. Cursurile sunt gratuite.